Înființat în anul 1998, Centrul de Zi Betania funcționează într-o clădire special construită pentru desfășurarea acestui proiect și are drept scop sprijinirea, reabilitarea, educarea și instruirea copilului cu disabilități. Proiectul are ca misiune principală asigurarea pe timpul zilei atât a unor activități de îngrijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copiii cu dizabilități, cât și a unor activități de sprijin, consiliere și educare pentru părinți. Centrul de Zi Betania are următoarele obiective: integrarea socială a copilului în comunitate, creșterea gradului de autonomie personală în vederea inserției sociale, promovarea intereselor copiilor cu dizabilități fizice sau asociate în fața autorităților, sprijinirea și informarea părinților în vederea integrării copiilor în unități de învățământ, conștientizarea și aplicarea familiei în procesul de recuperare al copiilor, influențarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare și promovarea egalității de șanse, precum și formarea și perfecționarea continuă a specialiștilor. Beneficiarii direcției centrului de zi sunt 24 de copii cu deficiențe fizice sau asociate, medii sau severe, aflați în îngrijirea familiei și care nu pot fi școlarizați, sau care nu beneficiază de o formă de integrare cu vârstă cuprinsă între 3 și 16 ani, organizați în 3 grupe a câte 8 copii, precum și beneficiari în sistem ambulatoriu cu vârstă cuprinsă între 6 luni și 18 ani, pe anumite categorii de servicii. Echipa centrului de zi este una multidisciplinară, formată din psiholog, asistent social, logoped, kinetoterapeuți, învățători, psihopedagogi și lucrători sociali, care oferă copiilor cu dizabilități fizioterapie, hidrokinetoterapie, logopedie, terapie psihomotrică și de abilitare manuală, terapii prin învățare, meloterapie, ergoterapie, terapie ocupațională și stimulare senzorială. Centrul de zi oferă copilului numeroase activități sau situații de învățare, inclusiv de dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, care sunt planificate și adecvate vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților sale. Activitățile educaționale se desfășoară individual sau în grup, ținând cont de vârsta mentală a copiilor și de achizițiile pe care le au. Grupele sunt eterogene din punct de vedere al diagnosticului, al vârstei și al potențialului individual al copiilor. Se realizează exerciții, jocuri colective sau individuale pe diferite teme, jocuri de rol, lecturi, fișe pe diferite teme educative, discuții în grup și individuale, activități sau discuții recreative, participarea la evenimente culturale, concursuri sportive, activități ludice și de relaxare, realizarea de colaje, precum și desene și jocuri de imaginație.